Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Mihai Ghiță. Iată pentru început titlurile. Asta e România. Dumneavoastră, practic, locuiți într-o pădure. Într-o pădure, ultima casă din comună. E greu când ești singur, că n-ai niciun ajutor, e tine. Ea e femeia care trăiește în pădure și sapă morminte ca să trăiască. Când moare cineva, ne cheamă și face în groapă. Și acolo e muncă multă. Și acolo la pământ, când e ploi, ce e noroi. E... Sau când e iarnă și este când pământul înghețat. Când e iarnă înghețat, că o zi jumate ne ia la... Dacă e înghețat, dar dacă nu, e o zi ne ia. Sunt... O țigancă, violistă, mândră, că am ajuns să cânt pe cele mai mari scene ale lumii. Și-am cântat cu Robbie Williams, cu Chris de Burg, cu Nena, cu mulți de acolo. Am cântat și cu Clara Fabian. Talentul nu ține cont de etnie și schimbă destine atunci când e cultivat. Toți suntem talentați, dar să zicem că puțin romii sunt cu o sutime mai talentați. Iar asta mie mi-a dat mai mult nerv, să zic așa. Mi-am zis, copilul meu nu o să stea în Germania. N-am vrut să copilul meu să stea printre străini. Cu lecția străinătății învățată, s-a întors acasă, să facă bine pentru el și pentru alții. M-am întors înapoi, am vrut să fac ceva la mine în sat. Decât să lucru pentru alții, mai bine lucru pentru mine. A muncit toată viața săpând în adâncul pământului după apă. Iar acum își câștigă pâinea săpând mormintele din cimitire. E povestea amară a Mariei Dinu, o femeie care îmi dă o lecție de demnitate tuturor. De când a rămas văduvă, trăiește singură în pădure, într-un bordei care stă să cadă. Aici vorbește cu Dumnezeu, cu codrul și cu animalele, singurele care mai țin de urât. E grea singurătatea? Foarte grea. Știți, pentru că sunt unii oameni care vor să fie singuri și alții care se simt rău atunci când sunt singuri. Dumneavoastră, în ce categorie sunteți? E greu când ești singur, că n-ai niciun ajutor, e de... Când moare cineva, ne cheamă și face în groapă. Și acolo e muncă multă. Și acolo, la pământ, când e ploi, ce noroi e. Sau când e iarnă și este când pământul înghețat. Când e iarnă înghețat, că o zi jumate ne ia la... Dacă e înghețat, dar dacă nu, e o zi ne ia. E, și vă vedeți dumneavoastră aici pe colina asta, așa, într-o iarnă sau într-o toamnă sau într-o vară. Ce faceți când sunteți singură? Cu cine vorbiți? Cu cine aici? Cu Dumnezeu, cu cine? N-ai cu cine aici. Cu câinii sau cineva cine. Vorbești cu Dumnezeu să mă ajut. Șerpuiește în sus, printre dealuri, lăsând pădurea de o parte și de alta. Îl urmăm până ajungem la Luminiș, unde pe o colină și-a făcut cuib Maria Dinu, sau femeia din pădure, așa cum o știe lumea din jur. Are 63 de ani și de 40 trăiește aici, în bordeiul de pământ ce stă să cadă peste ea. Și n-am fi știut să ajungem până în acest loc ascuns de ochii lumii fără ajutorul lui Richard Zamfirache, un om care de ani buni găsește și ajută oamenii în nevoie, acolo unde alții nici nu s-ar osteni să caute. Richard, tu practic ai descoperit un om care trăiește în pădure. Nu știu dacă l-am descoperit eu, m-au anunțat niște oameni de bine care știau cazul. Eu am apucat și am venit aici în iarnă când a nins foarte tare.
Am lăsat mașina undeva în spate, mult mai în spate, unde vedeți acolo, și am venit pe jos până aici. Chiar mă gândeam cât este de dificil bătrânei să urce până aici, în ideea în care ea face drumul ăsta, se duce la cimitir. După cum v-am spus, ea trăiește din, în primul rând din săpatul gropilor la cimitir, sapă grop la cimitir. Astăzi ajunge la ușa Mariei, o femeie care se chinuie să supraviețuiască și nu se dă înlături de la muncă. Cam asta e modalitatea în care se pătrunde la ea în casă, în curte. Dacă e un lucru, dacă pot spune că e un lucru bun aici, e peisajul care, vara e foarte, care frumos, e foarte frumos. Mai taie din tristețe. V-am găsit sănătoasă, după o iarnă grea, în zona asta. Da, aici a fost iarnă, mai e grea nici el. Dumneavoastră, practic, locuiți într-o pădure. Într-o pădure, ultima casă din comună. Ultima stație. Da, eu sunt ultima stație aici. Capătul lumii. Cum e viața aici? Deci că, până la urmă, eu mă simt bine aici, e bine. Ce vă place? Ce vă face să vă, să spuneți că e bine? Te duci să faci fântâni cu bărbatul meu, mă băgam în fântână, și aveam un crivac de fier și bărbatul mă săpa și scoteam cu, uite, un cazănel de ăla, dar aveam mai mare după aia. N-am făceam înțeles. Fântâni. 13-20 de metri. Și ne duceam la fântână. După ce a murit bărbatul meu, n-a mai făcut. Când a murit el? Și are vreo 13 ani, parcă nu... Și de atunci, singurătatea dumneavoastră este alungată doar de căței. Da. Soțul i-a fost mereu alături. Au muncit cot la cot, săpând pământul și făcând fântâni în curțile oamenilor de la sate. După moartea bărbatului, Maria și-a luat toată viața în propriile mâini și a muncit zi lumină ca să supraviețuiască. E greu de o femeie singură, dar ce să faci? Unde să te duci și ce să faci? Și câți ani ați fost împreună cu soțul dumneavoastră? Și am avut 35 de ani. 35 de ani împreună? Da. De la ce vârstă vă știți cu el? Și aveam 22 eu când l-am luat. 22 de ani? Da. Și cum v-ați cunoscut? Păi la câmpina, lucra la foraj el. Uh-huh. În petrol. Și ne-am întâlnit acolo. Am venit aici. Aici a fost să fie. Ați avea nevoie de cineva alături? E greu ce să faci. E foarte greu. Îl tai o femeie singură aici, e greu, dar asta e viața.
Și spuneați că împreună așa vă câștigați traiul din fântâni. Din fântâni, că el a lăsat serviciu, după aia s-a luat de fântâni. Și ați calculat așa vreodată câte fântâni ați săpat la viața noastră? Multe. Le-ați pierdut și rul sau cumva? Nu mai știu de câte fântâni. Am făcut multe, într-adevăr. Ultima fântână a făcut-o de 30 de metri. 30 de metri. Cu săpată, cu, numai cu cazmaua și cu lopată. Păi și cum făceați? Și după aia s-a ajuns la adâncimea aceea să vă întoarcă? Să băga ei în fântână, săpa, da. Noi scoteam cu criva. Și acum câți ani ați făcut ultima fântână? Păi este, de când a murit el, n-a mai... Deci de 13 ani. Da. Uite, săpa cu crivacul, rotunda asta e făcută din tuburi, astea, dar și din omisăm pietre. Săpa, larg așa, după aia băga în tuburi, dar și cu pietre, în pietre, jos. Vă trezești amintiri? Da. Sunt acum firme. Este firme, nu mai înainte făceai cu manual, dar acum cred că nu o să mai faci. Sunt vremuri apuse, da. S-au dus. Altă, s-a schimbat vremurile. Ar mai fi acum în stare, credeți, o femeie tânără să se apuce de așa ceva? Nu cred. Nu cred, că s-a mirat lumea, că nu era femeie să-l muncească la pântân. Mirați dumneavoastră unica. Eu mă duceam, îmi plăcea să mă duc. Și, ca o ironie a sorții, după ce toată viața a săpat în măruntaiele pământului după un strop de apă ca să nu moară alții de sete, acum ea e cea care are nevoie de o fântână, noroc cu ploaia de la Dumnezeu și cu izvoarele pădurii, ne spune femeia. Strâng apă de spălat, că n-am apă. Apă de la ploaie? De ploaie. De sus? Să spăl. Și în cât timp se umple un... Dacă cazan. Plouă, dacă nu, mă duc și iau de acolo, de vale, de unde e bolboaca aia. Și apă unde de băut? Trec. De băut iau de la o vecină, vin cu bidoanele. E greu de apă aici. De spălat, de aici iau apă, că n-am. Și din băltoacă? Da. Dar e vreun pârâu care curge aici? Curge-te pe acolo așa, pârâu, pe partea aia pe sus. Vine. Vine pe dealuri? Da, noastră. După dealuri, de la ploaie, de la... Și când e secetă, ce faci? Când e secetă, aduc de la fântân. Cum toată viața a muncit cu ziua ca meșter, când la unul, când la altul, fără carte de muncă, femeia s-a trezit fără pensie la bătrânețe. Acum toți banii care intră în casă sunt din ajutorul social, mai puțin de 200 de lei pe lună. Dumneavoastră, până acum, din ce bani v-ați descurcat pe lună? Păi până acum am avut ajutorul social. Cât? 1.700.000, adică 170. Și acum am băgat dosarul să vină pensia după el. Dar să înțeleg un lucru, ați avut ajutor social, da. Dar acum nu mai aveți. Nu, că mi l-a oprit până a zis că dacă vine pensia, nu mai mi-a dat ajutor. Dar încă nu va veni pensia. Nu. Trei luni trece până îmi dă bani. Numai ea și Dumnezeu știu cum trăiește, cu bruma asta de bani. Vine poștașul aici? Sau cum faceți? Cum vă luați banii? Sau mergeți la primărie? Cum procedați? Nu, ne ducem la poștă, că făcea la poștă, vine de-alea, cupoane de-alea. Deci plecați pe jos, prin pădure? Da, dar aici o luăm până la primărie de bani. Așa, și acolo vă luați 170 de lei? Da. Să facem o listă așa în mintea noastră. Ce cumpărați cu acei 170 de lei? Cam nimic așa să cumper, că e cum e banii ăștia. Adică, hai să dăm un exemplu, la o piață. Ce să iei? Cartofi? D-astea ce e aia, că carne n-aveai cum. Când ce e 170. Dar mai eu mai mă duceam cu ziua, mai... Veneam, munceam la lume, mai îmi dădea și mie acasă câte ceva. E grea singurătatea? E foarte grea. Știți, pentru că sunt unii oameni care vor să fie singuri și alții care se simt rău atunci când sunt singuri.
Dumneavoastră în ce categorie greu, sunteți? E greu când ești singur, că n-ai niciun ajutor. Dar oamenii aceștia care fac legi în România, politicienii de la București, ce credeți că este mintea lor atunci când lasă un om doar cu 170 de lei pe lună? Ei s-ar putea descurca? Sau cum gândesc ei? Că dumneavoastră nu sunteți singur om din țara asta care are problema asta. E multă lume, cred. Și cum credeți că gândesc ei? Ce să gândească? Nu se gândește la noi. E bine că are ei. Mai gândește. Mai rar să gândească. Dar trebuie să vadă și ei dacă poate să mănânce cu banii aia. Să-și cumperi de 170 de lei. Mai ales că este învățați cu vacanțe. Ce vacanță? Că eu nu m-am dus nici până la Ploiești măcar, dar până în vacanță. Nu, n-ați fost niciodată plecată? Da, unde eu stau aici, până în comuna asta. E, și vă vedeți dumneavoastră aici pe colina asta, așa, într-o iarnă sau într-o toamnă sau într-o vară, ce faceți când sunteți singură? Cu cine vorbiți? Cu cine aici? Cu Dumnezeu, cu cine? N-ai cu cine aici. Cu câinii sau cineva cine? Cu codru, cu pădurea. Da, îmi place că e liniște, Domnul. Vorbesc cu Dumnezeu să mă ajute. Sapul este așa. Cu papa aici. Și 1,80 m. Bravo. Nu știu cât o să mai poată să sape grob la 63 de ani, să te duci la cimitir și să sapi grob. Pe când moare cineva, ne cheamă și facem groapa. Mi-am zis, copilul meu nu o să stea în Germania. N-am vrut să copilul meu să stea printre străini. Colecția străinătății învățată s-a întors acasă, să facă bine pentru el și pentru alții. M-am întors înapoi, am vrut să fac ceva la mine în sat. Decât să lucru pentru alții, mai bine lucru pentru mine. Sunt o țigancă, violistă, mândră, că am ajuns să cânt pe cele mai mari scene ale lumii. Și-am cântat cu Robbie Williams, cu Chris de Burg, cu Nena, cu mulți de acolo. Am cântat și cu Clara Fabian. Talentul nu ține cont de etnie și schimbă destine atunci când e cultivat. Toți suntem talentați, dar să zicem că puțin romii sunt cu o sutime mai talentați. Iar asta mie mi-a dat mai mult nerv, să zic așa. În casă, soba scoate mai mult fum decât căldură. Tavanul stă să cadă, iar pereții sunt întăriți de icoane la care femeia se închină și cere milă în fiecare seară. Tata nostru, care ești în cer, sfințească-te numele tău, fie în sărăția ta, facă-se voia ta, precum cer și pe pământ, prin ea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă azi și iartă nouă greșelele noastre, precum iertăm greșitile noastre, bine, duce pe noi înspise și spăvește cel mic. Stai împărăția Tatăl și a Fiului și a Amin. Rugăciunile și ușa mai țin tavanul ca să nu cadă peste ea. Înconjurată de icoane, așa trăiți. Da. Mi-mi place icoane. Cumpăr mereu. Am și în camera înaltă. Vă protejează. Da. E o putere de... Mă ajută. Vă rugați la Maica Domnului. Da. Pentru ce vă rugați? Pentru sănătate, pentru... care are grijă de mine. Și să vă țină acoperișul. Da. Dacă veni cu tremur și muri... Spuneați că ați prins aici cu tremur. Am prins odată, părâia că așa făcea. Putea să prăbușească. Da. Dar văd că nu vă e frică. N-am frică eu. Pentru că l-aveți pe Dumnezeu. Da, nu mi-e frică.
Și aveți și cu cine să vorbiți înainte de culcare? Păi eu mă rog seara la noi, mă rog că mă culc, că mă scol, mă... Câte ore vă rugați pe zi? Cât vă rugați într-o zi? Stau acasă, am și carte de rugăciune acolo, m-am... De-aia mă lasă să fac gropi, că eu sunt, a văzut părintele că sunt și credincioasă. Da. Și? Da. Cu ajutorul lui Dumnezeu. E greu. Trecem peste tot. Cam în ce condiții locuiești, Matale? Da. Ghesuit. S-a lăsat de tot. Da. Un om amăr. S-a lăsat de tot. Nu vă e frică, doamnă, că o să cadă ăsta pe dumneavoastră? A, s-a mai sucit în pământ, s-a mai... Doamne, s-a mor. S-a mai întâmplat. Doamne, ferește. Doamne, ferește. Mai... Da. Ce vrea Dumnezeu, să încercăm să vedem ce putem să facem, cu ce vă putem ajuta. Da, și s-a lăsat. Da, ce urgență mare. Asta trebuie, nu știu dacă mai, să mai poate face ceva, știi, dar teoretic el trebuie dat jos, e de pământ, uite. E cum se făcea pe vremuri, s-au dus grinzile. E aici foarte periculos. Ori trebuie dat jos și depuse grinzile și făcut din... Și făcut din... Din gips. Tavanul ăsta. După ce a murit soțul dumneavoastră, ați încercat să vă refaceți viața, nu, să căutați pe altcineva? Nu. Pe el ați avut pe viață? Da. Nu, nu. N-am căutat, nici nu mi-a trebuit. Am luat calea bisericii și cu... Da, atât. Ce vă doriți acum de la viață? De ce aveți nevoie? Ca să vă ușurați viața, să fiți în siguranță. Vor fi oameni care vor vedea acest material, acest reportaj și vor avea nevoie să știe cum să vă ajute. De ce eu am zis, măcar să mă ajute cu niște tablă să pui pe căsuța asta, măcar cu atâta. Eu știu, să încercăm să-i renovăm sau să-i construim ceva, să-i facem o fântână, să-i oferim niște condiții. Până la urmă e o femeie care are 63 de ani, adică nu știu cât o să mai poată să sape gropi la 63 de ani, să te duci la cimitir și să sap gropi. Aici o iau, cobor de vale și după aia merg pe drumul care ați venit dumneavoastră. Pe drumul ăsta e noroi când e ploaie, că face noroi. S-a făcut poteca sub picioare dumneavoastră. Da. Dumneavoastră ați făcut-o. Da, pe aici cobor. Norii negri se adună peste deal și începe să plouă mocănește. Poteca ce leagă bordeiul de restul lumii se înmoaie. Pământul galben se transformă într-un lut lipicios, care se prinde de picioare, îngreunându-le cu fiecare pas. Pământul i-a dat mereu de mâncare și dă și acum. Când e vreo înmormântare în satele din jur, oamenii o cheamă să sape mormântul răposatului. Aici, în cimitir, nu se teme nici de moarte, nici de muncă. Sapă este așa, după aici, și de 1,80 m groapă. Pe când moare cineva, ne cheamă și facem groapă și la ștupăm. Și acolo e muncă multă. Și acolo la pământ, când e ploi și e noroi, e... Sau când e iarnă și este când pământul înghețat. Când e iarnă înghețat, e foarte greu să faci o groapă de... Cât vă ia? Cam o zi jumate ne ia la... Dacă e înghețat, dar dacă nu, e o zi ne ia. Aici e bărbatul. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte.
scăpat, să-l ia. Se face seară. E timpul să ne luăm rămas bun de la femeie. Nu înainte să-i promitem că ne vom întoarce într-o zi cu vești bune. Doamnă, așa care despărțire, dar sigur ne vom revedea cu vești mai bune. Vă ofer un mărțișor. Vine 1 martie, urmează ziua femeii. Vă mulțumesc și să vă dea bomboane. Sănătate și să fiți sănătoși. Și na, să fiți sănătoasă poate, și iubită. Poate m-a ajutat și pe mine. Nu vă lăsăm singură, stați liniștită. Poate Dumnezeu, nu e rău că n-ai de ce să faci. Cu siguranță o să fiți ajutată, da. Aveți încredere. Sănătate, numai bine. Pentru cei care vor să o ajute pe doamna Maria, am afișat pe ecran un cont și numărul ei de telefon. A crezut că pâinea muncită în străinătate e mai bună, dar după ani petrecuți departe de casă, și-a dat seama că locul lui nu e acolo. Cu bani strânși în buzunar și cu dorul în inimă, Ionuț Stănescu s-a întors de unde a plecat. Astăzi îl găsim în munți, într-un sat uitat de lume, unde și-a luat viața de la zero ca să muncească doar pentru el. E unul dintre românii dezamăgiți de străinătate, care au înțeles că se poate și acasă, cu o condiție: să vrei. I felt it but couldn't say what we should have changed, so we stayed the same. Oh, oh, hard to know just who to blame. We both said am simțit gustul copilăriei, amintirile cu prietenii, cu colegii de pe aici, că am avut mulți. E foarte bine că am scăpat și mă simt foarte bine că sunt la mine în sat. Mai mergea, dar eu am vrut să vin la mine în satul meu. Bet you never saw the end, power to dance, be friends. Hai sus, hai, sus, așa, hai, sus, sus, hai sus, sus. Tot mai mulți români plecați peste granițe se lămuresc că în Occident nu aleargă niciun câine cu covrigi în coadă. Deziluzionați fac cale-ntoarsă spre casă, cu dorul de familie în suflet, dar și cu planuri serioase de afaceri. Printre ei se numără și Ionuț, un tânăr care a ales ca de acum înainte să nu mai pună osul la treabă pentru străini, ci pentru el. Niciodată. Și unii zic că banii sunt pe garduri, dar nu, să nu creadă lumea, că nu. În Italia am plecat în construcții, în Sardenia mai exact, pe insulă. Acolo am stat numai 8 luni, nu m-am acomodat, era căldura foarte mare și la 52 de grade. Am lucrat, trebuia să lucrez. Și am venit, da, și am venit înapoi. Am mai lucrat pe aici puțin și după aia am plecat în Germania. Aveam și pe sora mea acolo și pe frate meu, cumnatul meu. În mare parte nu mă, nașii. Nu mă simțeam singur, dar în sufletul meu mă simțeam că nu la locul meu. N-am vrut să copilul meu să stea printre străini. Suntem în comuna Lunca Cernii de Jos, o vale încântătoare de la poalele munților Poiana Ruscă, în care mai găsești și astăzi case vechi de peste 100 de ani, frumos rânduite de-a lungul cursului unei ape curgătoare. În tihna unei dimineți geroase de iarnă, aflăm și noi povestea locului și a oamenilor de aici. Am înțeles că aici o să fie suprafața betonată pe care tu o să pui gata, nu? Da. Și 380 e asigurată, din câte știu. Acolo e transformator sau e? Da. Am înțeles. Care va fi circuitul? De acolo o să venim să îngrădim tot până acolo, până în drum. Da, ok. Aia o să vină făcut o hală. Am discutat cu cineva. Da.
care mi-au zis că trebuie să facem traverse de 5 metri. Am înțeles. Pe care el să le folosească și atunci ție îți trebuie automat... Mie îmi trebuie automat prelungirea la gatere. O linie mai mare, mai lungă. El are brațe, deci lemnul vine până aici. Da. De aici are niște brațe din alea și îl pune singur. Urmând ca eu să bag în calculator tot acolo. Da, super. Îl coșește singur, îl întoarce singur, îl face tot singur. Eu nu mai stau la calculator. Deci altă viață. Trebuie luat materialul. Corect. Și pus pe palet sau pe ce vine pus. Și asta înseamnă că nici nu va fi nevoie de foarte mulți oameni care să lucreze chestia asta. Maxim doi oameni. Da, conform proiectului așa era și obligat să ai măcar doi angajați. Maxim doi oameni, e ceva performant. O afacere la el acasă, unde să muncească în ritmul lui și pentru el, să nu mai fie nevoit să tragă pentru alții. Asta vrea să facă Ionuț aici, în satul din care a plecat în urmă cu mulți ani și în care s-a întors de curând. Aici sunt bunicii mei îngropați. Ei m-au crescut de mic și acum sunt lângă ei. Cum le mai aprind și o lumânare, o coroană. Copilăria mea a fost o copilărie frumoasă, din punctul meu de vedere. Nu, știți cum e când trebuia să faci un ban, să aduci un ban. A venit greu. A venit greu. Am lucrat la pădure, am fost stafist, am vreo 7-8 ani. După aia m-am săturat, prin dormit noaptea, prin vagoane, prin delea, știți cum e. Acum e altă treabă ca și stafist, dar atunci era greu, pot să spun. După aia am plecat. Am zis că încerc în afară. Unde ai plecat? Prima dată am plecat în Italia. În Italia am plecat în construcții, în Sardenia mai exact, pe insulă. Acolo am stat numai 8 luni, nu m-am acomodat, era căldura foarte mare și la 52 de grade am lucrat, trebuia să lucrez. Tu fiind obișnuit și cu frigul? Da, și am venit înapoi. Am mai lucrat pe aici puțin și după aia am plecat în Germania. Cât timp ai stat pe acolo? În Germania? 8 ani. Am lucrat la o fabrică de pizza congelată. Aleargă câinii cu covrigi în coadă prin Occident și nu știm noi? Niciodată. Și unii zic că banii sunt pe garduri, dar nu, să nu creadă lumea. Trebuie să muncești. La program eu lucram pe 4 schimburi. Lucram 2 zile după masă, 3 de dimineață, 4 de noapte, o zi liberă, 5 de dimineață, 6 de noapte. Nu mai înțelegeai nimic? Nu știam programul, trebuia să mă uit pe foaie, că nu știai. Azi nu știai cum e, 2 zile așa, după masă, de dimineață. Dacă dormi ziua, dacă dormi noaptea. Le-a încercat pe toate, sperând că într-o zi își va găsi locul și va fi mai bine ca în țară. Dar în sufletul lui nimic nu se lega și în fiecare zi își dorea să plece acasă. Era doar un băiat crescut într-un sat de munte și ajuns peste noapte într-o altă lume, mult mai mare și mai agitată decât știa el, de acasă. Am vrut să plec înapoi, iarăși. Dar mereu, mereu, cu timpul m-am acomodat. M-am speriat. Nu știam limba, nu știam nimica. Altă lume. Deci cu mine, în mare parte, s-au comportat frumos. Dacă te comporți frumos cu ei, se comportă și ei. Dacă te comporți urât, tot așa se comportă și ei. Aveam și pe sora mea acolo, și pe frate meu, cumnatul meu. Mare parte nu mă nașii. Nu mă simțeam singur, dar în sufletul meu mă simțeam. Că nu la... Locul tău. La locul meu. M-am însurat. N-am fost însurat când am plecat acolo. M-am însurat. Am făcut nuntă. O născut nevasta mea în Germania. Să-ți trăiască. Mulțumesc, copilul meu are 4 luni acum și de când a rămas nevastă mea gravidă, am zis copilul meu nu o să stea în Germania.
Și ne-am decis amândoi de bun comun, acord, merem în România. Am propus ce vrem să facem, am făcut proiectul, mi s-a aprobat. N-am vrut să copilul meu să stea printre străini. S-a convins și el că străinătatea nu e decât un miraj, o iluzie care a pus stăpânire pe el, așa cum a pus și pe alții, și și-a dat seama că e loc de bine și în țară. Banii strânși a decis să investească într-o idee de afacere, care e la un pas să devină realitate. A lucrat o bună parte a vieții la pădure și s-a gândit că un gater performant aici, unde pădurile acoperă tot, nu-i deloc o idee rea. Pregătesc terenul, acum de-abia aștept să vină gaterul, mare parte e pregătit. O să mai fie ceva lucrări. Exact ce am stabilit conform proiectului, până la urmă o să și facem. Două locuri de muncă? Da, da. Ok. Aprovizionarea o faci de la furnizori locali? Da, sunt furnizori locali aici. Cu cei cu gaterul e rezolvată problema? E rezolvată. Când a spus că vine? La mijlocul martie. Ceva de angajați? Te-a interesat puțin să vezi cam cine ar fi? M-am interesat. Sunt la noi în zonă, sunt cam mulți oameni care trebuie să-și câștige pâinea până la urmă, că asta e problema la noi în România, e o problemă de locuri de muncă. M-am întors înapoi, am vrut să fac ceva la mine în sat. Alin Barna are 41 de ani și este consultant în vederea obținerii fondurilor europene. E sprijin pentru oamenii locului, care au nevoie de finanțare, dar n-au nici pregătirea și nici timpul necesar pentru a trece prin tot sistemul birocratic, ca să obțină banii de la stat. Chiar dacă suntem într-un sat izolat, unde s-ar putea spune că oamenii de aici sunt rupți de lume, din punct de vedere al oportunităților de afaceri, nu e chiar așa. Iată, drept dovadă, avem tineri care s-au întors din străinătate, au decis să își pună în valoare experiența pe care au dobândit-o printre străini și să construiască acasă, în vârf de munte, o afacere pe care ei o vor de succes și care, cu siguranță, le va aduce ticna necesară pentru a trăi acasă în România. E o afacere care e potrivită ca o mânușă aici în zonă, deoarece de ani de zile, chiar de zeci de ani de zile, de decenii, oamenii de aici sunt obișnuiți să lucreze cu lemnul. Toată lumea pe vremuri lucra la pădure. Să nu uităm că în întreg ținutul muntos al județului Hunedoara, lumea a fost obișnuită să își câștige existența lucrând cu materialul lemnos. Astăzi îl găsim alături de Ionuț, pe care îl susține și îl ajută să investească în zona asta cu potențial. Concret, despre ce fel de afacere vorbim? E vorba de un gater care va procesa lemnul pe care îl aduc de la furnizorii din zonă și care va fi transformat ulterior în produsele necesare pentru fabricarea diverselor materiale din lemn. Pentru mobilă, pentru plăci, pentru furnizare, dulapuri și alte lucruri de genul acesta. Ideea a fost că în momentul în care Ionuț, tânărul nostru cutezător de la Lunca Cernii, a decis să se întoarcă acasă, a studiat puțin piața să vadă ce ar putea să face, ne-a contactat și am explicat că exista oportunitatea obținerii unei finanțări prin programul Startup Diaspora, dedicat de către minister strict oamenilor care doreau să se întoarcă acasă și care vreau să pună bazele unei afaceri aflate la debut. Cu ajutorul lui Alin, Ionuț a aplicat pentru obținerea unor fonduri europene în 2022. Evident, i s-a aprobat proiectul și a primit astfel o finanțare de aproximativ 40.000 de euro. Suma totală la care ajunge investiția este însă de 90.000 de euro, restul de 50.000 de euro fiind banii lui Ionuț și ai nașului său. Mult prea sus nu pot să mă văd deocamdată. N-am cum să mă văd, că dacă te vezi prea sus, nu ai cum să te vezi prea sus. Dar mă văd, adică să ducem un trai decent ca lumea, decât să lucru pentru alții, mai bine lucru pentru mine. Vezi, așa dorm găinile la munte, cușcă, că altfel vulpea. Păi ne-au luat trei odată.
acum nu mai are decât să aștepte puțin, până în primăvară, când gaterul va fi livrat și montat. Va fi ziua la care a visat toată viața, când va lăsa drujba pentru un calculator și va munci pentru el, nu pentru alții, glumește tânărul. Aici, la țară, nu se poate fără muncă și mai ales fără lemn. Deci la acest sat mie îmi place totul. De asta m-am și întors, de unde am fost plecat. Viața e foarte frumoasă, simplă. Dacă nu muncești, nu ai. E foarte bine că am scăpat și mă simt foarte bine că sunt la mine în sat. Mai mergea, dar eu am vrut să vin la mine în satul meu. A plecat dintr-un cartier mărginaș din capitală și a ajuns pe marile scene ale lumii. Talentul moștenit din familie i-a trasat destinul și a dus-o acolo unde nu-și închipuia vreodată. A cântat pentru papă, a urcat pe scenă alături de Robbie Williams și José Carreras, dar n-a uitat nicio clipă de unde se trage. Alexandra Jasmine Toader e artista de etnie romă care duce cu mândrie numele României peste tot în lume. De 40 de ani și sunt o țigancă violistă, mândră, că am ajuns să cânt pe cele mai mari scene ale lumii. Și am cântat cu Robbie Williams, cu Chris de Burg, cu Nena, cu mulți de acolo. Am cântat și cu Clara Fabian, José Carreras, datorită faptului că de 12-13 ani aproape, poate chiar cam așa, 13 ani, sunt membra Orchestrei Simfonice București. Ce înseamnă pentru tine faptul că faci parte din etnia romă? O mândrie. Muzică nu trăiesc. Fără muzică nu poți să trăiești, nu poți să respir. Muzica face parte din viața mea de când mă trezesc și până mă culc. Mă adorm cu muzică, mă trezesc cu muzică, mănânc cu muzică, fac muzică, absolut totul la mine este muzică. Faceți cunoștință cu Alexandra Jasmine Toader, un nume care apare des pe afișele concertelor susținute peste tot în lume de mari artiști. Un nume cu care România se mândrește oricând. Unul dintre cei mai importanți este Robbie Williams, cu care am cântat în Germania. Nu am cântat în România, din păcate. Dar vom povesti cum am ajuns să cânt. Chris de Burg, Sarah Brightman, cu care am cântat aici în România, Clara Fabian. Chiar mă întrebam zilele trecute, oare cu cine nu am cântat din România? Datorită faptului că de 12-13 ani aproape, poate chiar mai, cam așa, 13 ani, sunt membra Orchestrei Simfonice București și datorită lor pot să spun că, da, recunosc că am avut aceste oportunități și bucurii de a cânta cu Chris de Burg și Robbie Williams, dar cele mai mari satisfacții profesionale le-am avut alături de Orchestra Simfonică București, pentru că cu ei am cunoscut cea mai mare parte a mapamondului. Turnee în America de Sud, de două ori, Brazilia, nu toate, Brazilia, Uruguay, Chile, Argentina, unde a mai fost, Peru, de care aproape că m-am îndrăgostit, Vietnam, ce am fost acum câteva luni, China. De unde dragostea ta pentru muzică și mai ales pentru instrumente? Pot să spun că este o dragoste, dar în aceeași măsură pot să spun că de când m-am născut cu muzica în casă.
M-am născut cu muzica în familie, din moși, strămoși, pentru că provin dintr-o familie de muzicieni și o familie de muzicanți. Ne dăm întâlnire cu Alexandra în Vatra Luminoasă, cartierul bucureștean în care a crescut și a copilărit. Aici, între blocurile gri, Alexandra își țesea visul. Provenită dintr-o familie în care se cânta, știa că asta îi place, dar nu își imagina cât de departe va ajunge într-o zi. Aici este locul unde am copilărit, blocul unde m-am născut, unde am crescut, de unde am plecat de aici, prin spate pe aici frumos, stăteam pe geam. Cum a fost copilăria ta? A fost o copilărie frumoasă, dar... Te jucai cu copiii în fața blocului? Foarte rar. De ce? Pentru că stăteam toată ziua la școală și să studiez. Eu eram puțin altfel, pentru că tot timpul eu stăteam și mă uitam la ei de pe geamul balconului meu. Mă uitam și îmi doream. Visam să pot să merg și afară, să mă joc șotronul, să mă joc de-a fața spunselea. Chiar aveam câteva vecine cu care mă jucam, le chemam în casă ca să ne jucăm de-a fața spunselea, pentru că afară nu puteam să ies. Dacă ar fi să alegi un singur cuvânt care să descrie copilăria ta, care ar fi acel cuvânt? Aș descrie-o exact cum îmi descriu și viața. Muzica. Muzica avea să-i traseze drumul în viață de la 5 ani, din ziua în care mama îi punea în mână prima vioară, care, peste ani, a devenit violă. Mama a fost cea care a văzut în ea potențialul și talentul și care a investit totul ca ei să-i fie bine. N-a mai apucat să se bucure împreună de succesul fiicei și asta o doare cel mai tare pe Alexandra. În fiecare secundă vorbesc cu ea. Tot timpul am, uite, și aici am asta, brățara ei, niciodată nu o scot de la mână, egal ce-mi pun sau nu știu ce, iar acest inel, eu nu port aur, nu-mi place aurul, dar simt că o am aici cu mine, pentru că l-a avut până în ultima secundă, mai ales această brățară. I-aș mulțumi, în fiecare secundă îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut și cât de mult s-a sacrificat pentru mine. Alexandra a terminat liceul de muzică George Enescu din București și Universitatea Națională de Muzică din Capitală, finalizându-și studiile de master în Germania. Când eram în anul 2 de facultate, având pe mătușa mea în Germania, că de asta spun, provin dintr-o familie de muzicieni și muzicanți. Mătușa mea, sora mamei, este profesor în Frankfurt, în Germania, profesor de pian. Mai am încă un văr în Barcelona, în orchestra simfonică din Barcelona, am un văr violoncelist aici la operă, am peste tot în lume și în București. Și având pe mătușa mea în Germania, mama mea mi-a spus, poate ar trebui să încerci să faci și în Germania, să mergi acolo, să faci școala. N-am spus nu. M-am dus, am stat câteva luni, un semestru aproape, eu fiind studentă la Universitatea Națională de Muzică din București, am spus, nu renunț la ea, ci îmi îngheț anul, pentru că știind că sunt foarte atașată de familie și de țară, pentru că într-adevăr îmi iubesc această țară, nu am reușit să stau decât un semestru. După care m-am întors, dar în acel semestru m-am integrat destul de bine în anturajul facultății, în celorlalte orchestre și am dat un mic concurs și am intrat la Noua Filarmonică Frankfurt. Așa se numește, Noua Filarmonie Frankfurt. Am dat concurs, aveam nevoie de colaborator. Și văzând afișul pe holurile conservatorului din Frankfurt, am zis, hai să mă prezint și eu. N-am nimic de pierdut. De câștigat, poate da. A fost să fie cu noroc și, într-adevăr, am intrat atunci colaborator și am stat câteva luni. În aceste câteva luni am avut șansa și onoarea și oportunitatea și binecuvântarea de la Dumnezeu să cânt cu aceste mari nume. Și am cântat cu Robbie Williams, cu Chris de Burr, cu Nena, cu mulți de acolo. Chiar mi-amintesc cu Chris de Burr, am cântat pe stadion în Berlin, în fața a zeci de mii de oameni. Atunci nu-mi dădeam seama, adică câți oameni puteau fi. Dar era ceva imens, o imensitate. Sinceră să fiu, atunci doar știam piesa, ca așa cum, că mulți știu doar Lady in Red. Și, dar nu credeam că acel om micuț, foarte normal, vine cu chitara în față și poate să aducă o sumedine de oameni. Cum l-ai perceput? Cum te percep și pe tine? La fel, adică un om extraordinar de normal, de apropiat,
și foarte prietenos. Iar pe Robbie Williams? Da, Robbie Williams este un fenomen. Deci este la fel cum este pe scenă, este și în culise. La fel, tot așa, aceeași nebunie frumoasă. Alexandra a ajuns să cânte pe aceeași scenă și cu un artist de suflet al mamei sale, Lara Fabian. Din păcate însă, cea care i-a dat viață nu a mai apucat să o vadă într-un moment atât de înălțător. A fost singurul concert dat de lacrimi de durere. Eram într-un continuu plâns. Lara Fabian, într-adevăr, este cântăreața mamei de suflet. Uite că încep să mă emoționez că vine vorba de mama. Vine vorba de mama care nu mai este și din păcate n-a putut să o asculte așa pe viu, cum s-ar spune. Legătura ta cu mama este una extrem de specială, chiar dacă ea nu mai este printre noi. Cumva ea ți-a călăuzit și primii pași în muzică. Da, absolut. În ce măsură crezi că îi datorezi ei ceea ce ești astăzi? În toată măsura, tot. Tot ceea ce sunt în ziua de astăzi, îi se datorează ei. Bineînțeles și tatălui, dar ei în totalitate. Dacă ar fi să descriem relația cu mama, cum a fost ea? O relație perfectă. O relație perfectă. A fost o relație de prietenie, o relație cum cred că toate mamele și toți copiii și-ar dori. Pentru că a fost prietena mea, eu neavând frați, neavând surori. A fost sora mea, a fost fratele meu, a fost prietena mea, mama, a fost tot. Deci tot. Eram în permanență, eram conectate. Și când nu îi spuneam nimic, ea simțea tot ce se întâmplă și știa tot. De fiecare dată când am câte un concert, de când ea a plecat într-o lume mai frumoasă, mai bună, nu știu, la fiecare moment de aplauze, ei sunt dedicate și am conexiunea asta și îi spun că sunt pentru ea toate aplauzele și îi mulțumesc de fiecare dată. Cât de mult îți lipsește mama? Foarte mult. Enorm. Fiecare secundă. Și acum. În fiecare moment îmi lipsește pentru că era cu mine în permanență și orice relație cum între mama și copil este ceva e suprem. Dar faptul, nu știu, noi aveam o relație mai mult decât supremă. Toată dragostea a pus-o în mine. Și am avut o relație extrem de specială, de frumoasă. Deși avea atâtea uși deschise în străinătate, a ales să revină acasă. Nu și-a ascuns niciodată etnia. Ba, dimpotrivă, oriunde a dus-o viața, a spus mereu de unde se trage. Tu ce fel de muzică ai ajuns să cânti? Muzică clasică, dar am mai cochetat puțin și cu muzica pop, am cântat din muzica, că de asta spun că sunt țigancă, cu toate că nu trebuie să mai spun acest cuvânt, trebuie să spun rom, dar în 40 de ani cât am de viață, la mine în casă s-a spus țigan, nu s-a spus rom. Dar ți-a fost rușine cu treaba asta vreodată? Niciodată și o spun cu mândrie ori de câte ori pot. Pentru că romii sunt poate cei mai talentați în domeniul artei, în muzică. Și nu, absolut deloc, niciodată, nici măcar o secundă, în nicăieri în lumea asta. Nicăieri. Chiar fac parte din orchestra romilor, orchestra simfonică a romilor de pretutindeni. Sinceră să fiu, nu cred că m-a afectat cu nimic. Din contră, mi-a dat un pic peste ce aveau ceilalți. Pentru că talentul ăsta, un pic de talent, toți avem, toți suntem talentați. Dar să zicem că puțin romii sunt cu o sutime mai talentați. Iar asta mie mi-a dat mai mult nerv, să zic așa. Deci nici de cum nu m-a afectat. Iar la școală, la mine în clasă, toți știau, că așa cum am spus, nu m-am ferit. Îmi cunoșteau familia, profesorii, absolut niciodată. Nu m-am simțit să am ceva rasism la adresa mea. Ce înseamnă pentru tine faptul că faci parte din etnia romă? O mândrie. Sunt foarte mândră că fac parte și
duc mai departe chestia asta. Ea a perseverat foarte mult, a muncit foarte mult la acest instrument și numai prin educație, dacă nu studiezi, nu o să faci nimic. Și după aia a înțeles și au venit și rezultatele. A câștigat la Olimpiadă locul întâi pe țară. Cei care au câștigat locul întâi la Olimpiadă au făcut excursii la Paris și i-am spus, vezi, vezi ce înseamnă tată, zic, dacă muncești. Și acum ea a devenit un musafir acasă la noi. Vine, stă 5-6 zile, tată plec la Germania, plec în Franța, plec nu știu unde. Dar sunt mulțumit că și am ajuns la capăt. Aia, un copil foarte bun, de mic, și pentru, să fie pentru mine totul. Aer, oxigen, tot. Sunt chiar foarte mândru de aia, dar s-au făcut niște eforturi mari de tot, niște sacrificii. Dar la un moment dat am ajuns cu satisfacția să văd pe ea împlinit. Alexandra face parte din Orchestra Simfonică București. De câte ori urcă pe scenă și de câte ori ia viola în brațe, se gândește la mama, care de acolo de sus știe că e mândră de ea. În memoria ei, împreună cu unii dintre cei mai apreciați artiști de la noi, a reușit să-i facă un cadou care i-ar fi urcat inima la cer. I-am făcut un cadou, din păcate nu l-a... Trăia? Nu. După ce am făcut Parastasul de un an, am simțit nevoia să fac ceva pentru a-i mulțumi și mai mult decât îi mulțumesc prin cuvintele mele și prin conexiunea pe care o am cu ea. Și am simțit nevoia să fac ceva pentru ea și pentru toate mamele. Pentru că acest disc, Mama, într-adevăr a fost ideea și conceptul meu și a lui, a fost și ideea violoncelistului, solistului de pe acest disc, Rodin Moldovan, a cărei mamei și a trecut și din ei neființă în urmă cu 7 ani, dar acum ne-am unit durerea și am conceput acest disc. Ce conține el? Muzică pentru suflet. Ce ar spune mama ta dacă ar vedea acest disc? Cred că ar plânge. Pe oriunde trece, Alexandra rămâne o amintire frumos de povestit. Dovadă stau mărturiile celor care au avut ocazia să lucreze cu ea. Face parte dintre muzicienii care trăiesc prin muzică și din perspectiva asta pune foarte mult suflet. Și atunci tot ce iese, iese frumos. E așa cum ar trebui să fie toți artiștii. Sunt mulți artiști români care sunt foarte valoroși și foarte puțini ajung să fie recunoscuți mondial. E nevoie de o mare doză de noroc. Alexandra face parte dintre aceștia și e normal să fie acolo. Este o colegă minunată, pot să spun, foarte calmă, foarte drăguță cu noi, se lucrează foarte bine împreună. Este o onoare, o bucurie mare să fim preajma ei. Cum este Alexandra dincolo de profesionistul de pe scenă? Este o fată foarte sufletistă, foarte apropiată și o fată care te simți bine totdeauna în preajma ei, deci foarte zâmbitoare, foarte amabilă. Mă bucur foarte mult că am ocazia să cânt cu o persoană cu așa multă experiență. Ajunsă la apogeul profesional, Alexandra mai are o dorință de suflet, să-și facă o familie și să ducă mai departe numele părinților care s-au sacrificat pentru ca ei să-i fie mai bine decât lor. Acestea au fost subiectele ediției pe care dumneavoastră le așteptăm pe Facebook-ul emisiunii sau pe e-mail. Dacă aveți o știre pentru noi, vă așteptăm imaginile, pozele și informațiile relevante pe numărul de WhatsApp 0753 123 133. Dacă doriți să revedeți reportajele ediției, intrați acum pe astairomania.canalde.ro. Ne găsiți și pe Instagram la astairomania.canalde. Până săptămâna viitoare, nu uitați că avem o țară.
România. Bucurați-vă de ea. Toate bune! La revedere!